Bună, dragi prieteni! E o nouă zi de joi, prin urmare sunt iarăși alături de voi cu o nouă carte aparținând Humanitas Junior și nu pot fi decât fericit că Humanitas Junior scoate cărți câte zile de joi sunt pe lumea asta. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o carte minunată, cartea Anei Alfianu, care se numește Tu e uriașul de gheață. Sigur, de Ana Alfianu știți, nu este primul titlu pe care îl scoate la editura Humanitas, este autoarea de asemenea foarte frumoase cărți, Val și Cetatea Sufletelor. Doi, Uriașul de Gheață e, dincolo de ilustrațiile superbe, cu care, sigur, deja suntem obișnuiți, este o poveste făcută după toate regulile artei, o poveste ca pe vremuri, ca să spunem așa, un basm. Și e un basm care ne prinde și ne cuprinde cu toată forța farmecului pe care l-au poveștile de acest fel. Sigur, n-am să pot să vă spun foarte multe despre ceea ce se întâmplă în poveste, pentru că am să vă las să descoperiți minunăția asta de narațiune de aici. Însă am să vă spun că e o combinație extrem de rafinată de imaginar romantic și imaginar folcloric, sigur scrisă într-un limbaj perfect accesibil copiilor, așa că dacă vreți să intrați în lumea plină de înțelepciune și de pilde și de morală bună, ca să spunem așa, creată de Ana Alfianu, vă invit să-i cunoașteți pe Tue, vă invit să cunoașteți pe Miranda, fetița care are niște prieteni foarte strani, o să vedeți despre ce este vorba. Vă invit să aflați despre Zarar Zimrig, care este un duh rău și ca orice duh rău, evident, e pus pe rele. Sau pe meșterul Calder, cel care este ca o tată copilului Miranda. Și, sigur, multe, multe alte lucruri. Ca orice poveste adevărată, povestea Anei Alfianu nu face decât să problematizeze, să ne aducă în acel sâmbure, în acel miez de minunare care e până la urmă aureola și haloul de neînlocuit al copilăriei și să ne producă acel tip de impas interior, acel tip de poticnire fertilă a imaginației și a minții, care este până la urmă, cred eu, rostul poveștilor pe lume. Vă las, prin urmare, să descoperiți această poveste grozavă, Tue, uriașul de gheață, un uriaș care, veți vedea, e nici mai mult, nici mai puțin decât un creator de lumi și eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare cu o nouă propunere dintre cărțile pe care le scoate Humanitas Junior. Vă mulțumesc și vă doresc lectură plăcută!